Și mama era acasă, dar avea 7 clase românești. E când era mică, e întâlnit toate delegațiile aici, la Casa de Cultură. Și eu am fost 49, numai el nu era căsătorită. Bunelul era dus să dea impozitele, dar bunica era acasă. Și am venit și eu. Și-o luat decât de aici, de atâta că avea o loiniță, avea pământ mult, avea... Și nu a mai avut nimic când s-au întors, nici casă, nimic nu le-a mai dat. Casa am unul de bun s-o demolat-o. Era de stat sau ce era acolo? Era de stat casa sau național? Nu, le-a dat la lucrători. La locuitori, că au scos de acolo niște oameni de-al demoraru, au scos de acolo de-al de poliție și le-a dat lor. Dar ei au trăit la mătușă, adică la ufiche de lor au trăit. Aici nu departe, în piață. Când s-au întors din Siberia? Da, dar prima dată s-au întors noi, doi, copiii cu mama, că tata și cu mama s-au întâlnit acolo. Tata de vară creștini, bunei, dar ești bunei, de aici. Și noi ne-am născut acolo. Păi s-au întâlnit acolo, s-au născut, nu le-a dat drumul odată. Tati că mama era scris acolo, s-au scris, el lucra ca brachior, adică cu balemnul, 7 clasă. Și apoi ei, dacă se nu doarmă, la doarmă se duce așa pe lătăgeaua. La doarmă, mai scurt, până vine mașina că se descarce cu lemne și o dat de crucile astea japonezilor, da? Și așa s-a spăriet și unii trebuie și așa la oameni care au fost mai în vârstă. Mai în vârstă, pe o spălțică care este să japonezilor. Tata au fost rupt picioarele, l-au pălit un popar și au rupt amândouă picioare. L-au dus frații și oamenii din brigadă, l-au dus la... într-un lagăr nemțesc, unde erau... Doctor. Doctor, da, erau nemți acolo și ia că datorită lor, tata meu, mi-a pus picioare cu a fi, eu pus proteză sau cum? Nu! A pus picioarele la loc? Eu pus la loc, în gips, mama îngrijă de noi doi copii și de dânsul îngrijă. Și-o revenit, tata că m-a venit în 59, ne-a adus în pași pe noi și pe dânsul l-a luat înapoi. L-a mai deportat odată. L-a dus lor, încă lor nu l-au dat voi, familia lor. Doar să vă însoțească până acasă. Mama s-a dus la Ministerul de Interdic și ne-a făcut cereri și nu... eliberat și de lucru. L-a plimbat încolo încolo. Și a venit aici. A venit aici și... eu hătărând, mama i-a spus să nu meargă nici aici, în raion, nici Gencău, parcă tot suntem eu să vorbească cu dânsul, parcă tot suntem eu așa o frică aveau. Și apoi eu am venit în pașă și mama i-a spus să nu ne ducem nici la mine aici, să rămânem cu mama din dispărind, dar tata avem vele creștini, noi am făcut film despre deportație, de orice, avem film, adică de-am pe internet. Mai trebuie prelucrat, o leacă și gata, am scos acolo un mai... E ușurel, că vreo 6.000 de euro. Bine. Am strâns. Și mai scurt, tata zic că nu, ne ducem numai decât, ne ducem la mine acolo, la bunei mie, la tata, unde am avut. Și acolo tot nu i-a dat în casă. Nici nu i-a dat o casă jutănească. Așa se numește casă și ea. În centru stată, pentru că mi-a dat un loc de pământ și s-a făcut, a început să construim casă. S-a făcut casă. Acum am șezut eu până 70, că pe urmă am dus la terasă, m-am dus la lăsătură, am îndreptat în pașă. Cum vă numiți? Luda Artemie. Luda Artemie. Artemie, da. De după tata Popescu. Cei care au fost deportați erau Popescu. Da, Popescu și Popa. Am înțeles. Și dumneavoastră? Deportați Guidea, dar acum căsătorită Turculeț. Elena. Elena. Mulțumesc. Da.